La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a avut loc astăzi lansarea celei de-a doua ediții a volumului Hotărârile dogmatice ale celor 7 sinoade ecumenice. Lucrarea cuprinde ansamblul de hotărâri dogmatice ale primelor 7 sinoade ecumenice în limba română, alături de textul sursă grec și latin în oglindă. Lansarea lucrării a avut loc în amfiteatrul I.G. Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. În deschiderea evenimentului, profesorul Alberto Meloni de la Fundația pentru Științe Religioase din Bologna a prezentat o scurtă istorie a traducerilor textelor lansate astăzi. În continuare, decanul interimar al facultății, părintele profesor Vasile Răducă, l-a felicitat pe coordonatorul lucrării, părintele conferențiar Sorin Șelaru, pentru realizarea acestui demers. Vom avea la îndemână adunate hotărârile sinoadelor, iată, din ortodoxie, numai cele pe care le considerăm ecumenice, locale, endemice, sau după aceea cele din Occident, ci și prin ostereala acestor specialiști, în funcție cu profesorul Alberto Meloni, vom avea colecția de canoane și tasinodica, cum spun grecii, și discuțiile, da, care stau în spatele hotărârilor sinodale, în colecții bine îngrijite, pe care probabil cu bunăvoința celor care le-au realizat și le vor realiza, vor apărea și în limba română. Așa cum astăzi, iată, avem bucuria ca, pe de-o parte, prin ostereala părintului profesor Șelaru, cu ajutorul domnului profesor Meloni, avem acest prim volum dintr-o colecție care se anunță bogată și cu siguranță foarte utilă. Părintele profesor Ștefan Buchiu a subliniat importanța lucrării lansate astăzi atât pentru studenții teologi, cât și pentru profesori și cercetători. Această carte, conținutul, profită și de introduceri istorico-dogmatice de înalt nivel ale autorului, ale coordonatorului părinte Șelaru sau cu colaboratorii dânsului, dar textul în sine trebuie citit, dați-mi voie să spun lucrul acesta, cu aceeași atenție, cu aceeași delicatețe și cu aceeași evlavie cum citiți textul Sfintei Scripturi. Și aici sunt cuvintele lui Hristos, dar propovăduite, precizate, mai mult decât precizau Sfinții Apostoli la vremea lor, în ceea ce au conținut dogmatic, adevărul de credință, pentru că cel puțin în răsărit unde au avut loc cele 7 sinoade, era un titlu de glorie să spui că noi învățăm astăzi, în indiferent ce secol, ceea ce au învățat apostolii lui Hristos, ceea ce au continuat Sfinții Părinți. De aceea noi ținem foarte mult la sintagma aceasta, Sfinții Părinți, și de multe ori studenții noștri când sunt plecați în Occident, unde și acolo s-au tradus în minci și așa mai departe, dar dacă merg în medii protestante, sunt întrebați, ce tot apelați atât la Sfinții Părinți? Pentru că noi nu înțelegem Sfânta Scriptură fără comentariile Sfinților Părinți. E un lucru autentic. E autentic nu numai că erau apropiați de epoca apostolică, pentru că aspectul statornic al Sfintei Tradiții, asta conține, tradiția apostolică, ci pentru că erau în Duhul Evanghelic, în Duhul Apostolilor, de aceea și Duhul Sfinților Părinți, noi căutăm să-L ținem mereu viu. Coordonatorul volumului a vorbit despre traducerile parțiale ale hotărârilor dogmatice realizate până în prezent. De fiecare dată când făceam seminarii cu studenții, nu e cazul dumneavoastră, dar cei dinaintea dumneavoastră, generații dinainte, încercam să lucrăm pe texte și nu le aveam. Cum a spus Părintele Decan Buchiu, au fost și sunt texte traduse din hotărârile acestea dogmatice prin diferite studii. Fiecare mare profesor de teologie din secolul 20, majoritatea dintre ei știa limba greacă și își traduceau ce aveau nevoie pentru studiile lui sau ale lor. Dar nu există o colecție în care să le ai pe toate la un loc. Și mai ales, ceea ce e foarte important ca profesor, dar și ca student, când studiezi un text, trebuie să te duci la sursă, la original. Și traducerile care le aveți aici nu sunt sfinte, nu sunt infailibile, sunt o propunere de traducere. Ceea ce e important este, în schimb, textul original. Textul original, și când vorbim despre, de exemplu, despre simbolul de credință, spuneam celor care ați fost astăzi de dimineață din anul 4, textul simbolului de credință în liceul Constantinopolitan nu se mai schimbă. E ca textul Scripturii. Nu ai voie nici să adaugi ceva la el, nici să scoți ceva din el, nici să explicitezi ceva din el. În textul lui, poți să explicitezi pe parcurs, dar textul simbolului liceul Constantinopolitan nu mai poate fi schimbat. De aceea o să vedeți în toate hotărârile dogmatice ale sinoadelor, el este pe primul loc, când se vorbește despre credința bisericii.
textele dogmatice ale sinoadelor ecumenice sunt foarte importante și ele au o autoritate care nu poate fi contestată în Biserica Ortodoxă. Dar fiecare decizie dogmatică a fost de către sinoadele ulterioare și va putea fi explicitată de celelalte sinoade ale Bisericii Ortodoxe. Lucrarea a apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române și poate fi găsită în magazinele de carte bisericească sau poate fi comandată pe site-ul librariacărților bisericești.ro.